Salutare și bine te-am găsit la Vlog. Până acum ți-am prezentat telefoane de 1000, 1500, 1400. Ei bine, aici am un telefon de 400 de euro. Asta este prețul telefonului pe care îl găsești pe piața din România. Și vorbim de Moto Edge 50 Neo, un telefon mid-range, dar cu specificații foarte bune din punctul meu de vedere. În primul rând, trebuie să remarcăm culoarea telefonului. În ultimii ani, cei de la Motorola au colaborat cu Institutul Francesc Pantone și au scos telefoane foarte colorate. Eu am un Moto Razr 50 Ultra verde, arată foarte bine. Ei bine, telefonul pe care cei de la Motorola mi l-au trimis spre testare este acest roșu, care arată foarte cool și îmi place chiar și cum se simte telefonul în mână, deși avem spate de plastic și ramă de plastic. Ecranul este bun, avem un LTPOP OLED de 6.4 inch, HDR10 Plus, 3000 de niți luminozitate maximă, la fel ca și pe Google Pixel 9 Pro XL, Gorilla Glass 3, avem doar Gorilla Glass 3 când vine vorba de rezistență la zgrieturi și șocuri. Deci telefonul, în marja lui de preț, chiar oferă foarte multe și pe lângă asta îi spun că este și military standard tested. Bine, nu știu ce ați putea face voi cu acest telefon ca să intre în categoria de military standard tested, pentru că ele sunt oricum reziste la apă și praf, la 1 metru și jumătate și 30 de minute când vine vorba de căzătura în apă. Procesorul este un procesor pe care l-am mai întâlnit până acum și vorbim de un MediaTek Dimensity 7300 pe 4 nanometri. Un procesor ok pentru jocuri, pentru aplicații, unul dintre cele mai reușite procesoare de la MediaTek pe zona de mid-range. Specificațiile, când vine vorba de memorie, avem 256, 512, 8 și 12 GB. Îți spuneam că 400 de euro este prețul pentru versiunea 256 și 8 GB de RAM, dar dacă vrea cineva mai mult, există și versiunea la 2399 de 12 și 512 memorie internă. Avem un ansamblu de 3 camere care nu este deloc de neglijat, pentru că avem o cameră wide de 50 de megapixeli și avem un telefoto. E bine, avem un telefoto cu zoom optic de 3x pe telefonul ăsta și avem și un ultra wide de 13 megapixeli. Este capabil să filmeze 4K la 30 de cadre pe secundă, deci nu avem 4K la 60 de cadre pe secundă, ceea ce îl duce înapoi zona de mid-range. Pe față, pentru că iar camera asta de selfie este foarte apreciată de foarte mulți dintre voi, v-am zis și în clipul anterior că nu, pe mine nu prea mă interesează atât de tare camera de selfie, dar pentru cei care fac live-uri pe TikTok, live-uri pe Snap sau pe Instagram sau pe unde faceți voi live-uri, avem o cameră de 30 de megapixeli, 4K la 30 de cadre. Bateria nu este una foarte mare, deși trebuie să ne gândim că telefonul ăsta are doar 6.4 inch, deci 4300 de mAh sunt arhi suficienți, mai ales că avem încărcare rapidă pe 68W și încărcare wireless. Deci încă o dată, când v-am zis că este un telefon ieftin, dar cu specificații bune, avem specificații premium, pentru că nu foarte... Cred că încă mai sunt flagship-uri care nu au încărcare wireless pe ele. Nu mi-aduc aminte în momentul acesta, dar știu că sunt telefoane destul de scumpuțe care nu au încă încărcare wireless. De raport preț-calitate, telefonul ăsta de la Motorola chiar oferă multe. Se simte și bine în mână, adică nu se simte plastic. Deși nu, e plastic. Avem ramă de plastic, spate de plastic, nu se simte deloc telefon chip, ci se simte un telefon premium. Asta în care sunt punctele forte și mai puțin forte pe ale acestui telefon. Cred că principalul punct fort este prețul telefonului. Pe lângă asta avem ecran bun, avem Gorilla Glass 3. Aici, uite, mi-aș fi dorit un Gorilla Glass mai avansat pentru un plus de rezistență, dar avem rezistență la apă și praf la 1 metru și jumătate și 30 de metri pe 30 de minute, era zic 30 de metri. Nu cred că există vreun telefon la prețul ăsta sau la designul ăsta care să reziste la 30 de metri de apă. Sunt un ecranul foarte bun, ansamblu de camere interesant. Aici nu știu ce ar putea să le zic, să mai îmbunătățească sau ce să mai... Pentru că, încă o dată, întotdeauna când mă gândesc la ceva în plus, mă gândesc că acel ceva în plus va adăuga un plus la prețul unui telefon. Deci, raport preț-calitate, telefonul ăsta este de departe unul dintre cele mai bune lansate în ultima perioadă, mai ales pentru cei care vor să aibă un telefon bunicel, dar să nu plătească foarte mulți bani și mai ales
tinerii care își doresc un telefon pentru social media și pentru creație de conținut. Telefonul ăsta cred că e perfect pentru, hai spune, un licean care vrea să-și facă contul de Instagram sau canalul de YouTube și să nu investească foarte mulți bani în asta. Acest telefon se compară foarte mult cu 200-le celor de la Honor, acolo mă duce acest telefon. Și 200 de celor de la Honor este cam la același preț cu telefonul celor de la Motorola, dar acolo avem un ecran puțin mai mare, dar pe camere stă asemănător din punctul meu de vedere. Aici chiar pe Honor avem un zoom optic de 2.5x comparativ cu 3x ale lui Motorola Edge 50 Neo. Sunt atâtea Edge 50, S50 Ultra, S50 Neo și mai este încă unul, dacă o să mi-l aduc aminte, o să vi-l spun într-un clip următor. Așa că ăsta e un telefon accesibil, nu știu, dacă îți place, lasă un comentariu. Dacă vrei să mai testezi ceva din telefoanele ieftine pe care le găsiți pe piața din România, lasă-mi în secțiunea de comentarii. Și dacă ți-a plăcut clipul ăsta, nu uita like, share, subscribe și dacă tot dai subscribe, apasă și pe clopoțel.